Pentru a realiza acest fular cu glugă, voi folosi firul Special de la Stylecraft. O bobină are 100 de grame, ca și lungime aproximativ 295 de metri. Dacă doriți să-l achiziționați, o puteți face de pe www.gemotocul.ro sau pur și simplu intrând pe pagina lor de Facebook Gemotocul. De asemenea, voi utiliza o croșetă de 7 mm. Am realizat și cea de-a doua parte. Aceasta reprezintă gluga, exact cum am început și prima parte. Am croșetat un lanț de 45 de ochiuri pentru a rămâne cu 44. La primul rând am făcut 44 de picioarușe simple, la cel de-al doilea am făcut 44 de picioarușe duble, iar apoi 72 de rânduri, am respectat modelul tablă de șah și am terminat, bineînțeles, așa cum am și început, cu un rând de picioarușe duble și un rând de picioarușe simple. În continuare, vom întoarce lucrul exact așa, să fim pe dos, și cu ajutorul unui ac o să unim partea aceasta. Am cusut cele două părți. Întoarcem pe față și iată că a luat aspectul de glugă, unde am piciorușele simple cu care am finalizat. Voi avea partea de jos pe care o voi atașa fularului, iar pe marginea aceasta, care o să vină de jur împrejurul capului, exact cum am procedat și la prima parte, o să merg de jur împrejur cu un rând de jumătate de piciorușe duble. Iată că am realizat și marginea aceasta. M-am prins pe fața lucrului și am mers cu un rând cu jumătăți de piciorușe duble. În momentul în care o să ajung aici la final, o să las firul mai lung, pentru că o să atașez această parte fularului. Exact unde am rândurile de piciorușe simple, sunt foarte bine evidențiate ochiurile. Iată cum trebuie să așezați fularul și gluga. Ca să ne fie mult mai ușor, eu am folosit niște marcatori și am numărat astfel. De la dreapta la stânga vedem că modelul nostru șah avem ca niște pătrățele și am numărat 15 pătrățele. După aceste 15 pătrățele am pus primul marcator. Același lucru am făcut și în partea stângă. De la stânga la dreapta am numărat 15 pătrățele și am pus al doilea marcator. De la primul marcator la cel de-al doilea marcator sunt 24 de pătrățele. Am pus al treilea marcator la mijloc. Iar astfel o să-mi fie foarte ușor să atașez gluga și o să fiu sigură că o să fie exact unde trebuie. Am lăsat la glugă ața aceasta puțin mai lungă. Cu ajutorul unui ac o să unesc de aici până în partea cealaltă. Bineînțeles, acest lucru se va întâmpla pe dosul lucrului. Bineînțeles că o să cos pe dosul lucrului. Fularul l-am întors pe dos. Aceasta este fața, unde am marcajul cu alb. Fața la glugă este aceasta. Aici, bineînțeles, o să fie capul și este.
iată că am cusut gluga, exact așa trebuie să arate. Partea aceasta o să vină pe umeri și o să cadă frumos și o să țină de cald acest fular. Aș dori să finalizez și mă voi prinde cu croșeta pe fața lucrului exact aici și o să merg pe margine, de jur împrejur, până în partea aceasta, cu un rând, cu jumătăți de piciorușe dublu. Iată că am terminat. Din păcate, manechinul meu nu are și umeri, ca să vedeți cât de frumos se așează și cum acest fular, care este la dimensiunea unui șal, acoperă umerii și cade frumos în față și este foarte, foarte călduros. Însă, cu siguranță, o să fac o prezentare în parc, așa cum v-ați obișnuit deja, și o să postez un clip separat în playlist-ul cu această minunată creație a mea. Exact la nivelul acesta, atât în partea dreaptă cât și în partea stângă, o să croșetez două șnurulețe pe care le putem lega să ne țină și mai cald la gât.